ziua! În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 2 din legea 215/2001 privind administrația publică local republicată cu modificări și completările ulterioare, a fost convocat prin dispoziția 2069 din 2/11/2018 a primarului municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară. În sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința putând începe lucrările. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Salut, bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor consilieri locali, pentru prezența dumneavoastră. Voi da citire dispoziției numărul 2069 din 2/11/2018 pentru convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea listei finale a proiectelor, programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activități sportive în baza legii educației fizice și sportului 69/2000 aferente anului 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii devizului general după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții rezerva de apă a municipiului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 62 din 2018, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli programul de investiții pe anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 171 din 2018, prin care s-a aprobat proiectul crearea unui infrastructuri suport de incubare a afacerilor hub pentru tineret în Cinema Orizont. 5. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de doamna Păncescu Aurelia și doamna Jigău Ana din Bacău cu teren proprietatea municipiului Bacău. Există observații la ordinea de zi prezentată? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15 voturi a fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm, domnii consilieri, dacă există vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interes în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu există astfel de situații. Dau cuvântul doamnei. Eu am o situație de genul acesta la proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Nu voi participa la vot datorită faptului că Clubul Sportiv Știința este clubul sub egida căruia Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și organizează activitatea sportivă de performanță de prin anii 60, eu având raporturi contractuale de muncă cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor consilieri, supunem aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe e-mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 15 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 6/11/2018. Supun discuției punctul 1 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a proiectelor programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activități aferente activități sportive în baza legii educației fizice și sportului, numărul 69 din 2000, aferente anului 2018. Documentația ați avut-o la mapă. Vă rog, doamnelor și domnilor consilieri locali, să vă exprimați punctul de vedere prin vot. Vă mulțumesc. Am un amendament de făcut la acest proiect. Aș înlocui sintagma proiecte și programe, proiecte/programe, cu programe. Pentru că este un program sportiv. Cine este pentru? Supunem la vot amendamentul doamnei consilier ca pe tot, în tot întregul proiect să fie introdus, schimbată din sintagma proiecte, programe în programe. Într-adevăr, ordinul 664 face foarte clar distinția dintre proiecte și programe. Diferența o găsiți chiar în noțiunea folosită în
cuprinsul ordinului, care arată că program este o activitate secvențială și dă exemplu un campionat sau părți dintr-un campionat, ca să vă dau un exemplu. Dar găsiți explicația foarte pe larg în cuprinsul ordinului ministrului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului arhitect. 14 voturi pentru. A fost aprobat amendamentul ridicat de doamna consilier. 13 voturi. Era un amendament, n-aș spune. 13 voturi. O abținere a domnei Breahnă. Da, nu pare. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect. Invit pe domnul Fantaze Ciprian Gabriel. Invit pe domnul Chindrujo Mică. Invit pe domnișoara Vinerică Clementina. Invit pe domnul Luca Vasile. Invit pe doamna Breahnă Pravăț. Invit pe domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invit pe domnul Șova Laur. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Cine ține locul lui Ioana Dinu când de comisie de validare? Trecem la următoarea ordine de zi până numără sau? Nu. Să așteptăm, da?
Vă rog să luați act că avem 16 consilieri prin prezența doamnei Ioana Dinu. Doamnă președinte, avem rezultatul votului la proiectul numărul 1. 13 voturi pentru, un vot contra, un vot nul. Mulțumesc. Supun discuției punctul 2 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamnă președinte, de ședință. Proiecte de hotărâre. Dăm cuvântul domnului Grabă. Vreau să vă mulțumesc. Bună ziua tuturor componenților Consiliului Local Bacău, domnule primar, domnule viceprimar, domnule secretar, domnule administrator public, domnilor consilieri. Vă mulțumesc frumos pentru acceptul dumneavoastră dat astăzi sportului de performanță. Plec de la ideea că niciodată nu este prea târziu și vă asigur că ceea ce ține de mine, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ține nivelul performanței la același standard cum ați fost obișnuit și până acum. Vă aștept sâmbătă în jurul orei 17:30. Avem etapa acasă cu CSM București, echipa campioană a României din sezonul trecut. Știți foarte bine, campionatul nostru a început, am debutat cu 2 victorii, asta este a 3-a etapă. Sperăm să facem o figură frumoasă și sâmbătă. Mai am o rugăminte, dacă, nu știu dacă ține de astăzi de ședință, având în vedere că timpul este foarte scurt, mai sunt 6 săptămâni, 7, 8 de derularea proiectului, a programului. Dacă este posibil cu acordul dumneavoastră a consilierilor, conform regulamentului de atribuire a finanțării nerambursabile, finanțarea se face pe procente. Primul procent este de 30%, prima tranșă, a doua tranșă este de 50%. Având în vedere că timpul este foarte scurt, v-aș ruga, dacă există această posibilitate, ca prima și a doua tranșă să o atribuiți odată, noi urmând să facem decontarea după aceea. De ce spun chestia asta? Fiindcă ne dați prima tranșă, o să o cheltuim, venim cu documente justificative, s-ar putea să, datorită anumitor împrejurări, să se întârzie ca timp de validare a primei tranșe, urmând ca pe urmă să primim tranșa a doua și să nu ne mai ajungă timpul să ne putem
decontat, să depunem cheltuielile așa cum scrie regulamentul. Dacă există această posibilitate, v-aș ruga foarte mult. Dacă nu, asta este. Deci nu e nicio supărare. Vă mulțumesc încă o dată și sper ca să fiți mulțumiți pentru ceea ce ați făcut astăzi pentru sportul de performanță, să nu regretați. Vă mulțumesc încă o dată. Bună ziua, în primul rând. Numele meu este Gabriel Voicu, sunt team managerul clubului sportiv Aerostar. De asemenea, vreau să vă mulțumesc în numele companiei și al conducerii clubului sportiv Aerostar pentru aprobarea programului nostru sportiv. Vrem ca în continuare să ținem un standard ridicat de performanță. Vă mulțumim atât pentru implicarea în anul competițional trecut, cât și pentru implicarea în acest an competițional. Cred că Bacăul are nevoie în aceste momente de o echipă de fotbal reprezentativă la nivelul județului, ținând cont de faptul că este singurul club profesionist în acest județ. Vă mulțumim frumos, vă invităm sâmbătă pe stadion la meciul cu UTA. Cred că o să fie o dispută, un meci foarte frumos, stadionul plin și sper să aducem satisfacții pe măsura așteptării dumneavoastră și în viitor. Vă mulțumesc frumos! Revenim, supun discuției punctul 2 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare rezultate în urma refacerii devizului general după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții rezerva de apă a municipiului Bacău. Este vorba de o obligație care decurge din încheierea contractului cu câștigătorul procedurii de achiziție publică referitor la obiectivul investițional rezerva de apă a municipiului Bacău. Conform devizului general refăcut, după încheierea contractelor de achiziție, deci ca urmare a procedurilor de achiziție publică, cheltuielile necesare realizării obiectivelor de investiții au alte valori față de cele estimate de către comisie și de către proiectanții care au fost angajați de către Primăria Municipiului Bacău. Bănuiesc că sunt valori diminuate, nu, domnul administrator? Deci, practic, discutăm de o diminuare a valorilor contractuale în cazul proiectului rezervă de apă, ca urmare a procedurii de achiziție publică, prin care ofertele au fost mai mici decât valoarea prezentată inițial de către Primăria Municipiului Bacău. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecțiuni de legalitate. Invit pe domnul Fantaze Ciprian. Invit pe domnul Chindruș Romică. Invit pe domnul Mateuță Florin. Invit pe doamna Breahănă Pravăț. Raportul Comisiei 2 este favorabil. Invit pe doamna Dragomir Doina. Invit pe domnul Stan Gabriel. Invit pe domnul Șova Laur. Și discuția asupra proiectului de hotărâre? Dacă îmi permiteți doar o singură mențiune, pot să vă spun că de încă de săptămâna trecută a fost dat ordinul de începere al lucrărilor la obiectivul investițional rezerva de apă a municipiului Bacău. Deci, practic, suntem în acest moment în timpul derulării contractului efectiv. Rog pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun aprobării rectificări bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli stabilit prin programul hotărârii de Consiliul Local 62 din 2018. Domnul director
domnul director, domnul administrator vă poate sta la dispoziție. Este vorba de acest program de majorare capitalului social al societății Termoenergy cu cuantum de 750.000 de lei, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Concurenței. Este o procedură legală prin care, practic, noi încercăm să mai găsim niște soluții financiare pentru Termoenergy, ca Termoenergy să funcționeze fără probleme și în această iarnă. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecții de legalitate. Invit pe domnul Fantaze Ciprian. Invit pe domnul Chindruș Romică. Invit pe domnișoara Vinerică Clementina. Invit pe doamna Breahănă Pravăț. Comisia 2 favorabil. Invit pe doamna Dragomir Doina. Invit pe domnul Stan Gabriel. Invit pe domnul Șova Laur. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul, domnul Bârzu. Da, trebuia să intervin la începutul ședinței. Nu voi participa la vot, având în vedere că sunt membru AGA la Termoenergy. S-a consemnat. Rog pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Fechet. Domnul Bârzu nu participă. 14 voturi pentru. Supun discuției punctul 4 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect vă supun atenției și aprobării modificarea HCL 171 din 2018 referitor la crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor, hub pentru tineret, Cinema Orizont. Pentru orice detalii de natură tehnică, domnul consilier Bogdanel Lucian vă stă la dispoziție. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect. Invit pe domnul Fantaze Ciprian. Favorabil. Invit pe domnul Chindruș Romică. Favorabil. Invit pe domnul Anghel Constantin. Favorabil. Invit pe doamna Breahănă Pravăț. Comisia 2 favorabil. Invit pe doamna Dragomir Doina. Favorabil. Invit pe domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invit pe domnul Șova Laur. Discuții asupra acestui proiect. Rog pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 5 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamnă președintă de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, vă supun atenției și aprobării schimbul de teren solicitat de către doamna Păncescu Aurirea și doamna Jigău Ana din Bacău cu teren proprietatea municipiului Bacău. Am să prezint pe foarte scurt această speță și am să rog pe domnul secretar al municipiului Bacău și pe domnul director al direcției juridice să mă corecteze în caz că greșesc. La momentul în care podul de la Mărginene a fost refăcut, municipiul Bacău, datorită unor serii de erori, a intrat cu piciorul podului peste terenul proprietate personală a doamnei Păncescu Aurelia. Ca urmare a acestui fapt, se poate spune că a avut, într-un fel sau altul, loc o expropriere fără o formulă legală propriu-zisă. Nu sunt aici în măsură să vin cu să vă prezint cine e vinovat sau cine nu este vinovat. Nu e obiectivul meu acum acest lucru. S-a întâmplat, fapt pentru care proprietarii acelui teren au venit cu o solicitare de schimb, teren proprietatea municipiului Bacău, față de terenul care a fost ocupat de către construcția podul de la Mărgineni. Până a se ajunge la această propunere făcută de către petenți, petenții au dat în judecată municipalitatea, în momentul de față este un proces aflat pe rol, care a fost suspendat.
și a cărui obiectiv este remedierea situației de fapt și de drept care a fost constatată de către proprietarii care au fost, care au terenul ocupat de către municipalitate în urma acelei construcții. Practic, schimbul de teren are menirea de a soluționa litigiul între părți și de a asigura o stare de normalitate, dacă, din punct de vedere legal, este corect. În sală se află reprezentanta petenților, doamna Pâncescu Aurelia, și în calitate de proprietar. Vă poate sta și dumneai ei în calitate de cetățean care a propus acest schimb. Vă poate sta la dispoziție pentru orice întrebări de natură juridică. De asemenea, în contextul în care dumneavoastră considerați că este legal și oportun acest proiect, vă rog să vă exprimați votul ca atare. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovi să prezinte avizul de legalitate la proiectul de hotărâre. Nu există obiecțiuni de legalitate și aș vrea să mai fac o precizare pe rolul Tribunalului Bacău. Există dosarul 835/110/2016, prin care doamna Pâncescu a dat în judecată municipiul Bacău, tocmai pentru lipsa contravalorii lipsei de folosință. Ce este edificator și relevant în acest dosar este faptul că s-a întocmit un raport de expertiză încuvințat de instanța de judecată, raport de expertiză care constată foarte clar că terenul în cauză este afectat de amenajări realizate în cadrul proiectului Pasaj Calea Moinești. Ori în aceste situații, având o expertiză la dosar, este clar că soluția litigiului va fi doar una singură și numai în favoarea reclamanților. Tocmai pentru prevenirea unor plăți de despăgubiri sau alte litigii care se vor finaliza în urma acestui raport de expertiză cu un final mai mult decât previzibil, am dat și aviz de legalitate, dar este și un lucru pentru intrarea în normalitate cu acest pod care a creat numai probleme tocmai prin nerespectarea anumitor situații de fapt. Vă mulțumesc. Invit pe domnul Fantază Ciprian. Invit pe domnul Chindru Jomică. Invit pe doamna Bardașu Cristina. Invit pe doamna Breahână Pravăț. Comisia 2 favorabil. Invit pe domnul Șova Laur. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Da, aveți cuvântul. Este prevăzut în codul civil, deci prin urmare ceea ce s-ar face acum nu este în afara legii și doi, știu că schimburile de terenuri suscită semne de întrebare sau îndoieli. Dar, în cazul de față, trebuie să aveți în vedere următorul aspect. Cele două terenuri care sunt propuse a fi schimbate între ele, unul este în suprafață de 250 de metri pătrați, care este proprietatea noastră, celălalt este de aproximativ 180 de metri pătrați. Ambele sunt în zona A a orașului. Ambele au aceeași valoare în tabloul general, în tabelul general al notarilor, după care se iau instanțele de judecată atunci când apreciază valorile. Prin urmare, nu se poate spune că aprobând acest schimb, care rezolvă o situație juridică ce se impune a fi rezolvată, ar produce un prejudiciu sau o diminuare a patrimoniului UAT-ului Bacău și niciun avantaj deosebit pentru noi. Stinge un litigiu. Este evident că prin aprobarea acestui schimb litigiul rămâne fără obiect, stinge un litigiu mai rapid și mai puțin costisitor, pentru că așa este, dacă am evalua valoarea care ar trebui să reprezinte desfăgubirile este foarte mare. Deci eu vă las să apreciați. Se trece la procedura de vot secret. Păi da, tocmai. Nu, dar aici e clar, atât de clar.
Până se votează, vă rog să îmi permiteți să vă fac un anunț. În an centenar, pe data de 20 noiembrie, se reface zborul Bacău-Blaj, zborul istoric, motiv pentru care va fi un eveniment în piața prefecturii și de asemenea la Blaj și la Alba Iulia. Pentru reciprocitate, avem o invitație de la Blaj și Alba Iulia să participe și o delegație a municipiului Bacău, consilieri, reprezentanții primării și a comunității băcăoane. Cei care vor să dea curs acestei invitații, îi rog ca în decurs de, sau până la sfârșitul săptămânii să-și prezinte opțiunea pentru a putea întocmi, deplasarea, cazarea și tot ce ține de acest eveniment. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor consilieri locali, țin să vă anunț că domnul viceprimar Scripăț a fost sufletul acestui proiect. Delegația va fi condusă de dumnealui la Blaj. Chiar eu consider că este oportună ca din partea fiecărui grup politic din Consiliul Local să fie un reprezentant care să meargă alături de domnul viceprimar la acest eveniment deosebit pe care îl vom serba împreună cu Blajul. Vă mulțumesc! Invit pe doamna Dinu Ioana să prezinte procesul verbal. Încheiat. Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 2 contra, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primind fiecare, după cum am menționat, 14 voturi pentru, 2 voturi contra, 0 nule. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare!